Ministerul Educației a făcut recent publice metodologiile și calendarele de înscriere în unitățile de învățământ. Astfel, la creșe pot fi înscriși copiii cu vârstă de până la 3 ani în limita locurilor disponibile, iar la grădinițe cei cu vârste între 3 și 6 ani, la fel, în limita locurilor disponibile. La creșe și grădinițe, în perioada 20-24 mai, se depun cerile de reînscriere a copiilor care frecventează deja o unitate de învățământ în acest an școlar. Apoi, în intervalul 27 mai, 14 iunie, iunie va avea loc prima etapă de înscriere a copiilor noi. Lista cu locurile rămase libere se va afișa pe 14 iunie, urmând ca în perioada 17 iunie-5 iulie să aibă loc a doua etapă de înscrieri. Se mai pot face ajustări între 19 și 29 august. Dacă vorbim despre învățământul primar, cererile tip de înscrieri se depun la școala dorită în perioada 11 aprilie-14 mai. Cererile prin care se solicită repartizarea copiilor la școala de circumscripție vor fi procesate până pe 17 mai, iar între 20 și 27 mai celelalte pe locurile rămase libere. Lista cu copiii repartizați va fi afișată pe 28 mai. Cea de-a doua etapă de înscriere pe locurile rămase va avea loc în intervalul 30 mai 6 septembrie. Ambele metodologii de înscriere în unitățile de învățământ au fost transmise spre publicare Monitorul Oficial.